Uai, Doamne. Da, i-am făcut un colț în unghi de 90 de grade. De acum înainte măsuram să vedem unii ies în partea asta, să duci încolo pe pădure, cred că unghiul din 90 de grade. Da, ia să vedem cum ne apucăm de pus tabla. Valeu. A s-o încălză puternic. S-o încălză puternic. Mamă, dar și uluc a luat. Unii mă duc eu cu ăsta. Vai, Doamne. Și eu adus vărul aici, și un loc mi-a adus. Fii atent, Olexic. Să-i vorbi, doamnă, cu el. Și el de un loc să-mi aduc. Păi ce ai comandat tu? A, da? Da, da, trebuie trei uluși și le unii stric cârlige. Eu vezi de acolo, Bogdan, nu? Nu stai acolo pe undeva? Domn inginer. Unde prinde, uai, să câte strii. Una, două, trei, patru, cinci, da, mai am două de celelalte. Uite așa, trebuie să mă prind aici. Prind mai de sus. Dar unde le dau? Le dau pe partea asta, apa, aici. Înseamnă că aici trebuie să vin cât mai jos, uite așa, la maxim. Și acolo mai sus. Doamne, nu furați meserii de aici, că nu toată lumea știe să pui cârlige pentru uluși. Așa e. Ia, nu, dă cârlig de jos. Aici așa e. Punem în sus. Aici așa, până aici e. Aici așa e. Hop, atât. Lasă-l. Că vedem noi acuși cum vine uluc. Uite, domnule, aici are garnitură, aici e. Sunt curios dacă nu mai curge pe aici. La celălalt era cu silicon, să vă care un fel de garnitură, l-ai băgat aici și gata. Ține așa ori? De, uite de. Ia să văd. Ia să vină, până unde ia să vină. Mai știi, până unde ia să vină, uite așa e. Da, și să-l mai tai, așa-l lăs. Nu știu, e să tai aici, până unde vine tăietura, la tablă. Ia să văd eu. Și firigi metalul ăsta. Stai să-ți dau eu un idee.
Uite așa. Ei, curge pe aici pe găurica asta. Curge pe acolo apă din numai nu. Ia să-i facem noi și acum imediat o treabă. Uite așa. Uite așa. Dacă n-a curge, da, curge, asta e treaba. Uite așa, da, se leacă când am dat șpanul ăsta de aici, că nu-i bun. Asta trage la greutate. Uite așa se pune aici. Pac, 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 frumos. Ia să dăm un cot aici. Ia să dăm. Uite așa, ia, facem un cot aici imediat. Numai că trebuie să iau șuruburi de alate. Tăte culoare nimeni odată, tăte restul de vărătul ăsta. Dar narnic. Lască. Mai contează, ești în mediul natural și verde și maro. Da, și verde și maro. Bun, așa, ia să vedem, avem și burlean, uite, și cu roșu, și maro, și verde, și roșu, tăte culoare. Ia să vedem, ia. Ia să vedem. Să-i pun acolo un horșurub. Dar să-i dau întâi aici. Mamă, la ce tare! Așa. Acum să-i schimb capul și să prind acolo un horșurub ceva la vale ca să stea drept. Doamne, vrei să vezi dacă funcționează? După ce punem tabla, vedeți dacă funcționează unul cu aici. Da. Deci pornim apă pe tablă și vedem care e treaba. Ne spălăm acolo, facem duș. Ai bun, e gata, bine. E foarte bine. Te-ai dus la vale, dar și faci tata. Te-ai dus la vale. Ia-i cât era în jos, el aici acolo. Uite-a cât era în jos, ia. Thank you.
acu e acu, să vedem ultima coală cum mai pune. Hai să dai jos acum cu tata de acolo, dacă ai cum. Gata.
Ia uitați aici, am pus leațurile astea, alt model pentru alte bipedi. N-am mai reușit să filmăm pentru că suntem doar doi și sunt necesare toate brațele pentru a putea pune leațurile astea. Așa că, ia uitați aici, o parte e gata, o să mai vedem acolo care e treaba, acolo o să fac o poartă. O să o fac o poartă, da, aștept acum, poate plouă, să vedem dacă circulă apa, da, circulă, că i-am dat pant acolo la Uluc, burlanul în partea asta. Mai avem aici, să vedem, de pus leasuri, cât o mai avea, dacă reușim să încheiem, dacă nu, lăsăm pe săptămâna viitoare, că așa e în weekend, noi ne odihnim. Ne odihnim muncind. Așa că hai să mai facem ceva și după aia vă arăt când e gata, că nu prea sunteți interesați așa să vedeți cum bate o cuie sau cum tai pe aici lemnic. Zic și eu, nu știu. Cam asta este ce s-a putut face într-o zi și jumătate de muncă, 4 mâini de baci, da. Mai urmează să facem și aici o poartă, acolo să mai pun niște OSB, să-i fac aici și o ușiță la adăpostul ăsta. Și o hrănitoare, aici scurgerea e făcută frumos, trebuie să prelungesc un pic burlanul ăsta ca să vină apa undeva aici la vale. Da, cam atât pentru astăzi, soarele îi undeva acolo după salcâmi.
Ei, și ca un un pic de relaxare așa, am zis că să vin un pic aici în solar, să mai vedem cum stau lucrurile de la plantare. Ia uitați ardeii aici, au majoritatea au floare, au mai apărut și castraveți. Vinetele cam suferă din cauza coropișnițelor. Da, mi-o tăie vreo 3 firi aici unul lângă altul și am fost nevoit și am luat niște, ia uitați un pic aici, niște granule dintre astea, niște pliculeții care să le alunge și să nu mai facă pe aici ravagii, pentru că dacă nu pun așa ceva, vă dați seama că rămâi fără plante pe aici. Roșii câte am schimbat? 3 sau 4. Și acolo 3 vinete le-am schimbat în partea aia. Da. Deci și roșie o tăiat. Acum sunt curios să vedem după chestia asta. Ia să văd exact și pliculețul de aici. Da, ăsta este. Corocit super. Insecticid pentru combaterea coropișnițelor. Deci, fără ajutor, cam greu. Cam greu să putem să mergem mai departe. Că, na, bine, și ele trebuie să trăiască, dar și noi să nu murim. Ia uitați, aici deja le-au dat copileți. Ar trebui să-i rup. Dar mai las câteva zile până când o să pun aici niște sârme pe sus. Am ață pentru palisare cu niște clipsuri, dar asta într-o zi de lucru. Astăzi așa, doar în vizită, în inspecții. Astăzi doar în inspecții sunt și am început să plouă afară, că de fapt și de drept eu venisem aici la iaz mai mult. Vine să văd și solarul, dar venisem la iaz să prind niște pești, că mi-e poftă de un caras prăjit. Așa că să văd dacă stă un pic ploaia. O să încerc să prind câțiva cărășei să-i fac prăjiți, pentru că e poftă. Mai schimbăm și noi meniul. Cam așa se prezintă solarul după câte zile, nici nu mai țin minte. Nu mai țin minte de când am plantat aici, pentru că eu, cum am zis, fug și încolo, fug și încoace. Nu mai știu exact ce și cum. Dar în fine, când o să fie de mâncare, atunci o să văd că sunt făcute legumele. Picură, dar eu ploaie așa mocănească. Dacă auziți broaștele cum cântă încolo la alti bălți, ca așa mea. Da. A, usturoiul așteaptă ca să-l scot, să-l pun pe pește. Ia să încercăm să caut câteva râmi sau cu niște pâine și să văd dacă reușesc să prind câțiva cărășei. Nici n-am avut timp să pun telefonul, că am aruncat și ia uitați-a. Deja, hai să văd dacă mă descurc, că trebuia să-l și pus pe trepied. Ia uitați-le. Carasul aici, ia să văd, trebuie să lăs telefonul, că nu pot să-l scot. Cred că să rupe firul. Opa. Haide mă, ia să reușesc să scot așa? Hai că am reușit. Ia uitați-o și frumoasă e. Mamă, dacă mai prind unul de aici, e suficient. Ia uitați-o. El e destul de mărișor, așa? Cred că dau jumătate de kilogram. Nu reușesc să-i scot aici, că trebuie să lăs telefonul. Am reușit acum și am dat și al doilea instrument. Ia să vedem. Ia, o luat-o de acolo, ia. Ești curios să văd. Nici nu știu dacă am mulinat aici. Nu. Opa! Băi, dar ce-ai făcut? Ia uitați-le. Ia, comparat eu cu piciorul meu, cât-i? Da. Ia să vedem unde e pluta. Aici nu mai văd. Nici acolo. Printre stropii de ploaie.
și faci acolo. Dacă reușesc eu să o apropii, nu cred să distinge că-s pluțile astea mici. Ei, dar oricum, văd că încearcă, mână, le-i foame. Dau cu miez de pâine.
nu a alungat ploaia, am furat, am luat usturoiul. Ia uitați, aici o tufă și asta e captura ea. 2, 4, 6, 7 bucăți. Da. Acum o să-i curăț, să-i crestez frumos și să-i prăjim și o mămăliguță și după aia odihnă. Ia uitați aici cum arată platourile astea cu carași prăjiți. Icri, tot ce ieșit din iaz, Mihai ți-a pus aici pe masă și așteaptă usturoiul și mămăliguța. Am aici ajutor din nădejde. Ia uite aici, punem un pic de sare, un pic de smântână. Asta e de capră sau e de vacă? De vacă. Da, e de bovină. Puneți și un pic de ulei, de măsline. Da. Trimis de doamna Carmen Timofte. Da, m-a trimis de iepuraș. Dar ce curmale mi-a trimis doamna. Foarte bune au fost. Da, din Sicilia? Da. Așa, și uleiul. Doamna, să mai faceți gesturi dintre astea, noi primim cu mare drag. Noi primim cu mare drag și vă mulțumim pentru tot ce ne-ați trimis.
afișă cum era de așteptat la pește, mămăliga prăpădește. Trebuie făcut un pic de, un boț acolo de mămăliguț, așa cum zicem noi moldoveni. Pune și un pic de unt ca să fie așa cu gust, cu gust de grăsimi, de fruct din vacă. Sperăm că e din vacă, din laptele. Vine! A venit și mămăliguța. Da. E, ce-i mai frumos și apetisant decât să vezi cum aburește mămăliguța cu savoarea ei. Deja să simți untul în aburii ăștia care iesă. Icrile, peștele, mujdeiul de usturoi care încă mai crește în bol, care e acum proaspăt luat de pe strat. Da, eu ce să vă zic, mulțumesc pentru atenție, la revedere, să ne vedem cu bine. Pa, pa!